cum am spus și dimineață, vă rog să mă purtați în rugăciunile voastre. M-a lovit în timpul vizitei mele la București o răceală, am prins ceva virus din capitală și m-a pus la pământ pur și simplu, încât și puterea mea de concentrare nu este așa cum ar trebui ca să fie. Deci vă rog ca să mă aveți în rugăciunile voastre în timp ce ascultați cuvântul, ca Dumnezeu să-mi dea putere și în trup și în suflet, încât să pot împărtăși cu dumneavoastră din cuvântul Său ceea ce cred că El a pregătit pentru noi. Textul nostru în capitolul 6, suntem în Isaia, în seria noastră de meditații din Isaia. Este un capitol extraordinar de frumos, este un capitol extraordinar de cunoscut, printre cele mai cunoscute din Isaia, pare de 63, poate printre cele mai cunoscute din Scriptură. Este deseori citat și în Noul Testament, este deseori citat în biserici, mai ales acea expresie a lui Isaia, iată, trimite-mă. Se folosește foarte, foarte des. Nimeni nu mai prea citește ce vine după aia, că dacă ar citi, n-ar vrea nimeni să fie trimis la așa ceva. Este ca și... În fine, este un pasaj dificil în sensul că în prima instanță se pare că nu este direct aplicabil nou. Este un pasaj profetic, este un pasaj care vorbește de o experiență extraordinară cu Dumnezeu, o experiență care noi nu am avut în sensul acesta și poate că mai mult de poate, sigur, nu o să avem până când într-adevăr vom vedea pe Dumnezeu față în față. Și textul începe foarte sobru, în anul morții regelui Uzia, și după aia vedem întâmplarea care o are Isaia, felul în care este să confruntă cu Dumnezeu. Și adevărul este că necazul ne ajută ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ne ajută ca să ne apropiem de Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta, dar necazul ne ajută ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Parcă necazul are un fel de a clarifica prioritățile în mintea noastră cum nimic altceva nu are. Atunci când lucrurile merg bine, parcă nu prea dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu? Când lucrurile merg bine la serviciu, am putea face un test așa practic, cum am zis, suntem în timp în familie și ne permitem. Când lucrurile merg bine în viața de zi cu zi, dacă am numărat cât timp petrecem în rugăciune, nu vorbesc de acele rugăciuni programate de dimineață sau de seară, ci vorbesc așa când ne prindem noi, când ne rugăm lui Dumnezeu în timpul zilei, când simțim că avem nevoie ca să ne rugăm. Când lucrurile merg bine în familie, nu avem timp. Când lucrurile merg bine la serviciu, nu? Frate Cristi, când targeturile merg bine la Orange, suntem ocupați cu targeturile. Ei, dacă nu merg bine, când business-ul merge bine, la orice, în orice sens, când sănătatea este bună, dar când oamenii trec pragul spitalului, atunci ai vedeți, nu, când trec pragul spitalului, cum se îndreaptă spre Dumnezeu și se îndreaptă ochii spre Dumnezeu. Necazul are această putere de a ne ajuta să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și vedem din capitolul 1 până în capitolul 5, dacă am fost atenți, se prezintă această stare depravată a poporului. Poporul este îndepărtat de Dumnezeu, poporul este răzvrătit față de Dumnezeu, nu la suprafață. La suprafață lucrurile sunt ok și au păstrat religiozitatea, și-au păstrat mersul la biserică, și-au păstrat icoanele, dacă vrem să vorbim așa, dar în lăuntru lor sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Am văzut că până acolo că se făleau cu păcatul lor. Se făleau cu păcatul lor, se mândreau cu el în fața lui Dumnezeu, îl sfidau pe Dumnezeu cu păcatul lor. Ce este important de cunoscut este că în timpul acesta a domnirii împăratului Uzia, lucrurile mergeau foarte bine. Fizic vorbind, economic vorbind, lumește vorbind, era belșug în țară. Și belșugul acesta în țară, starea aceasta de bine a depărtat pe popor de Dumnezeu. Sau mai bine spus, ei s-au depărtat de Dumnezeu. Am văzut și în meditațiile trecute că
acest sentiment de autonomie care ne-l produce o bună stare, acest sentiment că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Dacă am casă, masă, mașină, servici, bani în cont, sănătate, am tot ce-mi trebuie. Vorbeam și dimineață, nu, despre faptul că deseori îl vrem pe Domnul Iisus, îl vrem pe Dumnezeu ca și un împărat, dar doar ca El să ne dea lucrurile materiale despre care avem nevoie. Nu știu, lucrurile merg bine, nu avem nevoie de Dumnezeu. Am extras din El ceea ce ne-am dorit. Ne-am folosit de El pentru ceea ce am vrut și poporul lui mergea bine. Salariul minim pe economie era mare, TVA-ul era mic, nu? Piața imobiliară era în ascensiune, toată lumea își permitea case, mașini, tot era foarte bine. Nu mai aveam nevoie de Dumnezeu. Și vine această tragedie. Și Isaia se întâlnește cu Dumnezeu. Și poporul urmează să se întâlnească cu Dumnezeu. Vedem toată prorocia lui Isaia până aici și aici vom vedea, este de natură, vremurile bune se sfârșesc. Vine necazul. N-ați înțeles mila lui Dumnezeu în timpul de abundență, n-ați înțeles dragostea lui Dumnezeu față de voi în timpul abundenței, o să o înțelegeți în timpul judecății. Și moare împărat. Și cred că țara era conștientă de faptul că mersul bine a țării era datorită acestui. În România ar fi ceva de genul dacă ar muri Mugur Isurescu, știi? Este singurul care are habar ce se întâmplă în țara asta. Dacă ar muri Mugur de la BNR, n-am mai ce să facem de noi. În rest, toți sunt niște răzvrătiți și n-au habar ceea ce înseamnă guvernare. Deci leu ar fi o inflație totală. Deci dacă BNR-ul ar falimenta, ar fi o inflație totală. Am fi și noi ca în Germania pe vremurile al doilea război mondial. Am arde bani în butuci să ne facem căldură. Moare împăratul și lumea deja se atenționează că vin vremurile grele. Și Isaia se întâlnește cu Dumnezeu în această situație. L-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț. Marginea mantiei lui umplând templu. Deasupra lui stăteau serafim, fiecare avea 6 aripi, cu 2 și-acopereau fețele, cu 2 și-acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Întreg pământul este plin de slava lui. Ușorii și pragurile s-au cutremurat de glasul lor, iar casa s-a umplut de fum. Am strigat, vai de mine, sunt pierdut. Vai de mine, sunt pierdut. Este singura reacție reală. Este singura reacție adevărată. Este singura reacție veritabilă atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. Vai de mine, sunt pierdut. Nimeni nu se întâlnește cu Dumnezeu, privește sfințenia Lui și concluzionează că este bine. Iau odată pe unii vorbind despre bisericile lor și nu zic asta să critic alte biserici, ci doar o analiză la rece gândind în discuțiile care le am cu oamenii. Frate, mă duc la biserică și așa mă simt de bine. Cum? Mă duc și mă simt iubit și mă simt bine și mă simt vesel și mă simt și plec de acolo așa de bine. Știți ce lipsește din toată descrierea asta? Dumnezeu în primul rând și păcatul lui. Pentru mine în momentul acela este evident că în locul acela n-a fost Dumnezeu. Pentru că primul lucru de care îți dai seama când intri în prezența lui Dumnezeu nu este cât de bine ții, ci cât de pierdut ești. Vai de mine, sunt un om pierdut, este reacția veritabilă atunci când intri în contact cu Dumnezeu. Vine și binele la un moment dat. Dar prima dată trebuie ca să vină conștientizarea stării noastre. Nu putem pretinde că ne întâlnim cu Dumnezeu și să nu avem asemenea reacție. Fie că este în timpul nostru devoțional, timpul nostru de rugăciune, fie că este în întâlnirile noastre ca și biserică.
Dacă concluzia noastră când plecăm de aici este că eu sunt bine și sunt în mijlocul unei adunări care sunt și ei bine, probabil că Dumnezeu n-a fost în mijlocul nostru. Pentru că concluzia lui Isaia nu este aceasta. Concluzia lui este: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Să nu credeți că Isaia era cel mai păcătos din popor. Isaia era deja un proroc al lui Dumnezeu, un om pus deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Moral vorbind, Isaia stătea mult mai bine decât mine sau decât stai tu. Dar atunci când se confruntă cu Dumnezeu, se vede pe el păcătos și vede pe cei din jurul lui păcătos. Nu știu cum se întâmplă că atunci când noi mergem la biserică și ne confruntăm cu Dumnezeu, zicem noi, îi vedem pe cei din jurul nostru păcătoși, dar noi suntem ok. Vai de ei ce păcătoși sunt. Vai de ei ce păcătoși sunt. Slavă Domnului că ziua în mijlocul lor, că altfel ar fi... Nu? Nu, Isaia nu se substrage de la problemă. În primul rând se identifică pe el ca și fiind un om necurat și după aia zice și cei din jurul lui sunt la fel de necurați. Atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie ca să ne vedem starea noastră așa cum este ea. Atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu împreună cu frații noștri, trebuie să ne vedem necurați, pentru că așa suntem. La versetul 3. Întreg pământul este plin de slava lui. Vedem această prezentare a Sfințeniei lui Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, care nu este doar o... Dumnezeu este ca și cantitate de trei ori Sfânt. Se adevărat că este de trei ori Sfânt, dar la fel cum dimineața am învățat împărțirea divină, aici avem multiplicația divină. Dumnezeu este infinit de sfânt, ori infinit de sfânt, ori infinit de sfânt. Adică nu poți concepe cât de sfânt este Dumnezeu. Nu în sensul că tu ești sfânt și El e de trei ori mai sfânt ca tine. Nu există măsură de comparație între cât de sfânt este Dumnezeu, adică infinit de sfânt, și cât de păcătos sunt eu sau ești tu. Aș vedea imediat că, de fapt, nici între... Făpturile care sunt fără păcat nu există termen de comparație. Între Dumnezeu și făpturile Lui perfecte, îngerii care îl slujesc, vom vedea imediat că nu există termen de comparație. Dumnezeu este infinit de sfânt și față de sfințenie. Și sfințenia sa, această sfințenie infinită care este prezentată, slava sa, nu este, vedem, nu este captivă cerului. Planul lui Dumnezeu dintotdeauna a fost ca slava sa să copleșească întreg universul. Întreg pământul este plin de slava lui Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, când îți recunoști starea ta de păcat și vezi slava și sfințenia lui, începi și vezi slava lui Dumnezeu în toate lucrurile în care nu le vedeai înainte. Mâncai pâine cu unt și cu gem și îți garantez că nu vezi slava lui Dumnezeu. Până când vine necazul, până când Dumnezeu se îndură de tine și ți-a totul, până când El se întâlnește cu tine și când vei mânca o pâine cu unt și cu gem, vei vedea mila lui Dumnezeu și slava Lui care a creat pâinea, untul și gemul ca tu să-L poți mânca. Când respiri, nu-ți duce gândul la slava lui Dumnezeu. Dar El a conceput aerul și plămânii tăi ca tu să respiri aerul și să poți să-i dai slavă Lui. Tu respiri slava lui Dumnezeu și nici măcar nu ești conștient de asta. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, când vezi sfințenia și slava Lui cu adevărat, atunci realizez că slava Lui deja este prezentă în întreaga lume. Absolut totul există pentru slava Lui Dumnezeu. Aer, apă, mâncare, familia ta, serviciul tău,
Dacă nu vezi motive pentru a-L slăvi pe Dumnezeu în toate lucrurile acestea, încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. În momentul în care îl vezi pe Dumnezeu, în momentul în care înțelegi aceste lucruri, în momentul în care El te transformă prin faptul că se descopere ție, slava Lui devine evidentă în întreg universul. Devii conștient de magnitudinea harului Lui Dumnezeu. Noi aruncăm versete așa de ușor despre harul Lui Dumnezeu de genul ca lozinci. Dumnezeu revarsă ploaia Lui și peste cei buni și peste cei răi. Și aproape că se aude în intonația noastră și mare lucru. Este extraordinar de mare lucru dacă înțelegi că Dumnezeu nu este dator să revarse ploaia peste nimeni. Devii conștient că absolut fiecare bătaie de inima ta este prin harul Lui Dumnezeu. Nu mă crezi, întrebați-l pe Radu. Îmi permit că tare ce faci. Au fost ani și ani de zile, majoritatea vieții lui, care Radu n-a fost conștient că faptul că îți bate inima este un dar de la Dumnezeu. Până când ai mers la urgență, pentru că îi se părea că îi bate inima prea tare. Nici acum nu-și dă seama când îi bate inima prea tare, că de fapt Dumnezeu îi atrage aminte, că vezi că de aia îți bate, că eu las-o bat. Nu tot timpul. Când atât își dă seama, să prinde. Dar a fost nevoie ca Radu să ajungă la urgență de câteva ori ca să-ți dea seama că inima îi bate pentru că Dumnezeu o lasă să-i bate. Și Radu poate să vadă slava lui Dumnezeu prezentă aici, pe acest pământ, acum, când are hipertensiune. Are o aplicație pe telefon, iar îl drădesc total, care își pune degetul pe el și arată puls. Știi? Și tot, el e foarte stresat și pune, are cât am puls. Bă, omule, slavă Domnului că ai puls, că alții nu mai au. Incredibil să ai puls, nu? Când devii conștient de starea ta și de slava Lui care este prezentă în tot universul, înțelegi magnitudinea harului Dumnezeu față de tine, înțelegi circumstanțele care au fost necesare ca tu să existi, ca El să te poată mântui. Este incredibil. Noi, știi, râdem de conceptul evoluției și este de râs. Că El vor să scoată pe Dumnezeu afară din ceea ce înseamnă creația. Dar hai să lăsăm evoluția în sine. Dar conceptul acesta că ar trebui ca toate lucrurile să se întâmple perfect în serie, de-a lungul miliardelor de ani, ca tu să ajungi să stai într-un scaun aici, duminică seara, ca și o făptură vie și inteligentă. Să presupunem că a fost nevoie la întâmplare, ca miliarde de ani să treacă și toate lucrurile se întâmplă exact cum ar trebui să se întâmple, ca tu să poți sta aici să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și tu vrei să-mi spui că nu vezi harul lui Dumnezeu în lucrul acesta? Dacă a fost așa, eu nu cred că a fost așa. Eu cred că Dumnezeu a călăuzit toate lucrurile exact cum a vrut El și când El a zis ca să fie, a fost. Când te întâlnești cu Dumnezeu, îți recunoști starea ta, recunoști slava Lui și ești conștient de magnitudinea harului care te copleșește în fiecare zi. Atunci unul dintre serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată cărbunele acestea ți-a atins buzele. Acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit. V-ați pus întrebarea de ce folosește serafimul cleștele? Că n-are nevoie. El n-are nevoie de cleștele acestea să țină cărbunele acestea aprins. Serafimii, apropo, dacă înțelegem, serafimii sunt niște îngeri al focului. Ei sunt înflăcărați. De aia poate ca să-l țină în mână. Nu-l deranjează pe serafim un cărbune înflăcărat. Dar serafimul nu-și permite să ia un cărbune de pe altarul Sfințeniei lui Dumnezeu cu mâna lui. Era un instrument dedicat
Pentru că el nu este suficient de sfânt să pună mâna pe altarul sfințenii lui Dumnezeu. Este extraordinar când te gândești la acest lucru. Era așa de sfânt altarul acesta, încât îngerul perfect al lui Dumnezeu nu-și permite să pune mâna pe acest altar. Ce este mai uimitor este că tocmai acea sfințenie copleșitoare, cu tocmai acea sfințenie pură și totală a lui Dumnezeu, se atinge Dumnezeu de noi. Și de Isaia. Este extraordinar lucrul acesta. Iată cărbunele acestea ți-a atins buzele. Și uitați efectele. Acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit. Soluția la starea noastră depravată și căzută în fața lui Dumnezeu nu este altceva decât Dumnezeu. Nu există o altă soluție pentru starea noastră de păcat decât ca Dumnezeu să se atingă de noi. Prezența sa te conștientizează de starea ta. Dar prezența ta și atingerea lui te transformă din starea ta. Nu poți să te întâlnești cu Dumnezeul adevărat și să rămâi așa cum ai ajuns acolo. Nu poți ca El să-și descopere slava Lui și sfințenia Lui față de tine și tu să rămâi neschimbat. Versetul 7 prezintă efectele foarte reale și foarte imediate. Vina este dată la o parte și păcatul este ispășit. Apropo, este foarte interesant aici că mi se pare că dacă eu aș fi scris acest verset, versetul 7, mi se pare că și putem să întrebăm pe Sorin, că el e om de litere. Dacă aș da la un profesor acest verset, ar zice, domnule, de ce te repeți? Fii mai succint. Păcatul îți este iertat. De ce trebuie să te repeți? Dar iertarea, darea la o parte a păcatului și ispășirea nu sunt același lucru. Darea la o parte implică iertarea ta. Ispășirea necesită plata păcatului. Ambele lucruri sunt aici pentru că sunt esențiale la înțelegerea a ceea ce se întâmplă când omul se întâlnește cu Dumnezeu, sau mai bine spus, când Dumnezeu se întâlnește cu omul. Nu doar că păcatele tale sunt iertate, uitate și Dumnezeu nu se mai uită la ele, dar ele sunt plătite, sunt ispășite, ca El să poată să privească la tine și să declare drept, deși nu ești, și El să rămână drept. Îngerul nu se repetă pentru că nu e un om de litere bun. Îngerul folosește două lucruri distincte ca să ne învețe pe noi că nu doar suntem iertați, dar că păcatele noastre au fost ispășite, au fost plătite. Efectele sunt reale și sunt imediate. Vedeți, imediat după ce vedem această declarație a justificării noastre, este o previziune a ceea ce înseamnă justificarea prin credință extraordinară, un tablou minunat al lucrării Domnului Iisus Hristos care urmează să ne sfințească, atingându-ne cu sfințenia Lui și transmițând nouă sfințenia Lui și luând asupra Lui păcatele noastre. Cu sute de ani înainte de aceste evenimente a crucificării Domnului Iisus Hristos, vedem acest tablou extraordinar în care, prin acest cărbune, Dumnezeu se atinge de buzele lui Isaia ca să-l sfințească, să ierte păcatele și să plătească pentru ele. Și efectele sunt imediate asupra lui Isaia. Uitați-vă imediat că el vine și spune, după ce vedem că apoi am auzit glasul stăpânului întrebând pe cine să trimit, cine va merge pentru noi. Și Isaia, care era tăcut ca și mut și nu putea să spună până aici decât vai de mine, acum dintr-o dată ridică glasul și spune, iată-mă, trimite-mă, am zis eu. Fantastic! Eu nu știu dacă aș avea curaj, dacă aș ajunge în sala tronului lui Dumnezeu ca să scot un cuvânt. Eu nu știu dacă ai avea curaj, dacă ai ajunge la palat, la București, cu cine acum președinte ăsta, Neamțul ăsta.
Iohannis. Și dacă ai zice ceva către el, așa, mă capul jos, da? Și Isaia aude această discuție care se întâmplă în cer, pe cine să trimitem, și acum în noua stare lui de păcătos iertat, sfințit, zice, iată-mă pe mine, trimite-mă pe mine! Incredibil. Și ce este incredibil? Isaia nici nu știa la ce devine voluntar. Nu se descrie misiunea încă. El aude cu Dumnezeu, zice, avem nevoie să trimitem pe cineva. Și el zice, eu mă duc. Bine, Isaia, dar la ce te duci? Nu? Vedeți diferența între comportamentul lui și comportamentul marilor oameni din Scriptură care sunt trimiși de Dumnezeu, care au o total altă reacție. Moise. Du-te. Eu? Eu să mă duc. Eu nu sunt stare, eu nu sunt așa, eu nu pot. Nu vroia. Până când Dumnezeu nu se întâlnește cu el în mod real, nu-l transformă, nu-l schimbă, el nu-i dispus la cuvântul lui Dumnezeu ca să meargă. Isaia, după ce este atins cu acest cărbune și este transformat, zice, mă duc, orice ar fi, oricare e chemarea, la cuvântul lui Dumnezeu mă duc. Ar trebui să facem noi o analiză lăuntrică. Cât din planul lui Dumnezeu trebuie să ne descopere Dumnezeu ca să zicem și noi, iată-mă, mă duc, trimite-mă. Cât trebuie să târguim, am vorbit dimineață despre a face această contabilitate duhovnicească în lucrare. Cât trebuie să târguim cu Dumnezeu? Câte întrebări avem? Doamne, dar cât de costisitor va fi? Dacă mă duc, o să mai pot să păstrez jobul ăsta sau va trebui să iau alt job? Da, divertismentul meu, hobby-urile mele. Și alea trebuie să le las dacă mă trimiți. Cât târguim cu Dumnezeu înainte să zicem, ok, mă duc. Iona, nu mă duc. Dar pentru Isaia, transformarea este instantă. Iată-mă, trimite-l. Și nici nu știe la ce. Este extraordinar. Comportamentul unui om transformat de Dumnezeu. Când te vei întâlni cu Dumnezeu, când mă voi întâlni cu Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu vom lăsa totul și vom merge. Unde și cum spune el. Nu m-a interesat cât costă, care sunt riscurile, nici nu știa încă care este lucrarea și el este gata să plece. Versetul 9 și 10 prezintă un adevăr greu al Scripturii. Dar nu poate fi evitat. Asta e locul în care în cele mai multe biserici s-ar sări peste textul ăsta. Pentru că ce-ți fac cu el? El a zis, du-te la cei din poporul acesta și spune-le, să ascultați într-una, dar să nu înțelege. Să priviți mereu, dar să nu pricepeți. Împietrește inima celor din acest popor. Fă ca urechile lor să audă greu și închide-le ochii. Ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la mine și să fie vindecați, să fie tămăduiți. Am putea zice că asta nu se aplică nou. Este din Vechiul Testament, este vorba de poporul Israel. Problema e ce face Domnul Iisus care spune, le vorbesc în pilde ca nu cumva să înțeleagă și să creadă. Păi tot evreilor. Ce faci cu Domnul Iisus în Ioan care spune că nimeni nu poate să vină la mine dacă Tatăl nu îi atrage, nu îi cheamă. Este un adevăr greu de înțeles, care este un adevăr real și cu implicații practice chiar pentru noi. Dumnezeu este pe deplin atotputernic și Dumnezeu este pe deplin suveran. Apostolul Pavel spune în Roman 9 că el are milă de cine vrea și nimicește pe cine vrea. Dacă de mult timp rabdă unele vase care au fost create pentru a fi distruse, pentru a fi nimicit. Cred că cel mai bine se poate clarifica acest lucru și implicațiile lui prin felul în care Isaia răspunde la acest cuvânt. Isaia, acum transformat de întâlnirea lui cu Dumnezeu, vede această misiune prezentată, o misiune orifică, de fapt.
Du-te și vorbește-le acestor oameni, dar fă-o în așa fel încât ca ei să nu creadă. Țineți minte din capitolele trecute, la un moment dat, Isaia proclamă că Dumnezeu va fi proslăvit chiar prin judecata voastră. Da? Țineți minte, și am zis, am scos în relief faptul că până la urmă fiecare om va proslăvi pe Dumnezeu, fie prin nimicirea lui, fie prin proslăvirea lui împreună cu Fiul. Și Isaia este prezentat acum cu această misiune în care zice Dumnezeu, eu am un plan. Ăsta e planul, asta e misiunea ta, să te duci și să le vorbești spre judecata lor. Și să le vorbești în așa fel încât ei să ajungă pedepsiți, să nu fie mântuiți. Știți ce zice Isaia? Atunci am întrebat, până când, stăpâne? Eu aș fi întrebat de ce? Nu până când. Tu ai fi întrebat de ce? Tu ai fi întrebat întrebarea retorică din Roma 9. De ce mai bagă de vin atunci? Dar Isaia, care se confruntă cu un Dumnezeu sfânt și suveran, înțelege acum că Dumnezeu are planul lui. Înțelege că Dumnezeu are dreptul să aibă planul lui și nu este preocuparea lui planul. Preocuparea lui este să fie credincios chemării lui Dumnezeu de a se duce și de a vesti poporului în ciuda faptului că ei nu vor crede. Amin. Și el vine și spune, nu de ce, până când? Îl trădează faptul că pe Isaia îl doare și normal să-l doară, la fel cum pe Pavel îl doare și spune, dacă aș putea eu să fiu anatema pentru frații mei, aș opta pentru opțiunea aceea, dar știe că nu poate. N-are curaj să-i zică la Dumnezeu de ce. N-are curaj ca să-i ceară lui Dumnezeu ceva. Dar își trădează sentimentul și zice, până când, Doamne? O lună? Un an? 100 de ani? Până când nu-ți vei arăta îndurarea față de poporul acesta? Nu este un păcat ca să îți dorești mila lui Dumnezeu. Dar este un păcat să presupui că o meriți și Dumnezeu este dator să-ți o dea. Nu este un păcat ca să te doară pentru cei care pierd din lume. Dimpotrivă, este datoria ta să te doară. Dar este un păcat să presupui că Dumnezeu le datorează ceva. Nu este un păcat ca să vrei mila lui Dumnezeu în viața ta. Fie că vorbim de mântuire, fie că vorbim de alte probleme în viața noastră. Dimpotrivă, Dumnezeu ne spune ca să mergem la El și să ne copleșim în fața Lui și să cerem mila și bunătatea lui Dumnezeu, pentru că avem un Tată bun. Dar este un nespus de mare păcat să mergem și să pretindem că Dumnezeu ne datorează acea milă. Dacă Dumnezeu ne dă ceea ce ne datorează, harul nu mai este har, este datorie. Să ne punem întrebarea. Ce s-a întâmplat cu poporul dacă ei mergeau pe calea care oricum mergeau? Pierzare. Capitolul 1 la 5 pronunță deja asupra lor judecata lui Dumnezeu pentru faptele și alegerile lor. Ei nu meritau ca să fie izbăviți de la judecată? Ei nu meritau ca să fie iertați? Ei nu meritau ca să fie răsplătiți? Ei meritau ca să fie nimiciți de Dumnezeu? Și Dumnezeu vine și spune, asta am să fac. Am să-i nimicesc, dar înainte ca să-i nimicesc, vreau să te duci să le propovăduiești Evanghelia în zadar. Sau evident, aparent în zadar. Pentru că Isaia înțelege planul lui Dumnezeu de a umplea pământul întreg cu slava sa. Și el înțelege că planul nu va falimenta. El înțelege că nu este treaba lui ca să întocmească planul, ca să rezolve planul, ca să... Știți ce am făcut noi? Noi am fi zis așa, Doamne, nu-i nevoie ca să nu înțeleagă. Uite, schimbăm programul de biserică. Schimbăm tactica de predicare. Știi, cuvântul ăsta care mi-a dat-o, Doamne, să le spun, e cam dur. De aia ne ascultă ăștia. Lasă-mă să mă duc cu alt mesaj. Vezi tu cum fac o biserică de 10.000. Un, doi. Doamne, lasă-mă un pic să lucru la mesaj. Nu-i prea dur, sfințenie.
suveranitate, prea dur, judecată. Lasă-mi să le vorbesc numai de dragoste și de bunătate și de lucrurile astea. Și o să vezi tu că un, doi umplem, templele vor fi pline. Care s-a înțeles că nu-i treaba lui. Treaba lui să fie credincios planul lui Dumnezeu până la capăt și el înțelege că planul lui Dumnezeu de a umplea lumea aceasta cu slava sa, care se va culmina prin mântuirea copiilor săi, prin mântuirea bisericii sale, prin mântuirea trupului Hristos, este ca și rezolvat. Dumnezeu nu va falimenta. Așa că el nu întreabă de ce sau nu s-ar putea altcumva. El întreabă până când. Și uitați ce spune Dumnezeu. Până când cetățile vor fi prefăcute în ruină și vor fi lipsite de locuitori. Până când casele vor rămâne goale, iar ogoarele devastate și pustii. Până când Domnul va trimite pe toți departe, iar țara va rămâne în întregime părăsită. Chiar dacă o zecime va rămâne în ea, aceasta va fi pustită din nou. Dar așa cum unui terebin sau unui stejar îi rămâne buturuga atunci când este tăiat, tot așa sămânța sfântă va fi ca o buturugă în Hristos Dumnezeu. Eu îmi duc planul la bun sfârșit. Eu știu ce fac. Există o sămânță sfântă care se plantează acum, zice lui Isaia. Ceea ce tu vei propovădui acum poporului acesta, în ciuda lor, va fi pentru pierzarea lor, pentru judecata lor. Dar rămâne o rămășiță. Rămâne o sămânță sfântă. Care peste sute și sute de ani se va realiza în ceea ce înseamnă Iisus Hristos. Și va da naștere, mântuirii pentru toată omenirea, toate neamurile și toți ceea care Dumnezeu i-a mântuit, ca să fie parte din biserica. Vedeți? Necazul ne duce ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a rânduit pentru poporul său din vremea lui Isaia, și până în vremea Domnului Iisus Hristos și după, ei încă sunt într-o perioadă de necaz rânduită de Dumnezeu. Necazul în așa fel încât ca El să-și lucre planul suveran de a pune departe o rămășiță. O sămânță sfântă care să dea rod la această biserică, la acest nou Israel. Isaia a înțeles planul lui Dumnezeu de a se proslăvi, nu falimentează. Dar mai înțeles încă două lucruri. Nu, că Dumnezeu nu este dator față de nimeni. Dumnezeu nu este dator decât să se proslăvească pe El însuși. Așa că Isaia n-a putut să comentează, cum, Doamne, de ce față de cei din generația mea te vei proslăvi prin judecata lor și pe cei din câteva generații în viitor te vei proslăvi prin iertarea lor. Asta nu-i treaba mea. La fel cum nu-i treaba mea dacă predicarea Evangheliei care Dumnezeu o face prin mine va aduce rod acum sau la 3 secole după ce mor eu. Pe mine nu mă interesează dacă sunteți 30 sau 300 sau 3000. Eu am datoria față de Dumnezeul suveran care m-a pus în această lucrare să fiu fidel și credincios cuvântului său și să-l vestesc așa cum este el. Este treaba lui. Dacă este pentru judecata voastră sau dacă este pentru mântuirea voastră. Și este treaba ta. Pentru că nu e la întâmplare că ești aici acum seara. Și Isaia a înțeles că timpul este total diferit pentru noi și pentru Dumnezeu. Dumnezeu are tot timpul la dispoziția Lui. Noi vrem toate după planuri și timpuri umane. Dar pentru Dumnezeu o zi e ca 1000 și 1000 ca una. Dumnezeu le vorbește lui Isaia despre o rămășiță, o buturugă care urmează ca să dea rod și să aducă mântuire cu sute de ani în viitor. Și vorbește lui Isaia precum ar fi iminent. Acum, du-te și fă lucrul acesta. Și Isaia înțelege. Și se pune când. Și se duce. Și citești toată cartea Isaia și vezi că o face fidel. Aplicația pentru noi ca și biserică este foarte clară. Și foarte simplă. Planul este treaba lui Dumnezeu. Vremurile sunt treaba lui Dumnezeu. Împlinirea este treaba lui Dumnezeu. Mântuirea sau judecata este treaba lui Dumnezeu.
Eu tot ceea ce pot spune, dacă m-am întâlnit cu Dumnezeul adevărat și tu, tot ceea ce pot spune dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeul adevărat, este iată-mă, trimite-mă. Voi vesti acest cuvânt până când mă ții în viață. Și Dumnezeu va face cu el ce vrea dori. Pentru unii va fi un cuvânt spre osânda lor și mărturia ta va fi spre osânda lor. Te-ai gândit vreodată că mărturia ta care tot depui față de colegul tău la lucru, de exemplu, s-ar putea să fie spre mântuirea lui sau în ziua judecății s-ar putea să fie o mărturie spre osânda lui. Să zică, stai un pic, ce scuză ai? L-am pus pe Ionuț acolo lângă tine. S-a vestit Evanghelia fiecare zi. Să nu vii să spuneți, stai un pic, de ce bagă de vină? Că problema asta e rezolvată. Colegul lui Ionuț oricum nu vrea să-L urmeze pe Dumnezeu. Și oricum nu-L urma. Dumnezeu a fost așa de bun că în ciuda împietririi lui l-a pus pe Ionuț acolo să-i vestească Evanghelia. Dacă asta nu-i har, nu știu ce nu-i har. Noi avem o părere foarte greșită de ceea ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu și o transformăm în gândirea umană care până la urmă este, dacă ne verificăm, este fals și pentru noi. Vă dau un exemplu. Faptul că Dumnezeu ne-a mântuit este precum noi am înfia un om care nu merită să fie înfiat. Și este greu să te gândești de un copil care nu merită. Deși dacă am crede că copiii merită să fie înfiați, pentru că sunt copii și sunt inocenți, am merge și am înfia. Apropo, deci nu mergem și înfiem. Tot zicem, hai, copilași, dar niciunul dintre noi n-am mers, cel puțin nu știu. Ca să fi mers, să zic, hai să mergem la spital, vrem și noi niște copii care nu merită ca să stea aici fără părinți, să-i ducem la noi acasă. Și vorbim mult despre chestiile astea, dar vrăjeli până la urmă. Dar hai să luăm un personaj care să zicem că nu merită. Un copil îi drăgălaș, așa, zici, totuși, merită. Nu merită niciodată. Dar merită. Hai să zicem că e un copil un pic mai mare. Hai să zicem că sunt o gașcă de copii. O gașcă de copii răi. Această gașcă de copii s-au pus pe spart căș. Și îți spart ție casă. Sparge primul casa, 10 frații. Hai să zicem că-s frații, atunci și mai. Sparge primul. Îl prinzi pușcărie. Al doilea îl prinzi pușcărie. Până la, nu știu, al șaptele, numărul perfecțiune. Îl prinzi și pe ăla și zici, măi, te iert. Mai mult de atât te aduc la mine în casă ca și fiul meu. Ar fi o problemă cu așa ceva. Ai fost dator de celălalt șase înainte ca să nu-i trimiți la pușcărie. Ai fost dator. Ai fost rău față de celălalt șase. Nu, tu ai fost un om bun și corect. S-a arătat un har special față de al șaptelea? Da. Ar putea al șaptelea să zică de ce al șase nu te-ai îndurat? Ar putea, dar ar fi greșit. Este la fel și cu Dumnezeu. Toată omenirea se îndreaptă spre judecată. Și Dumnezeu zice o buturugă. O rămășiță. Nu întrebați de ce. Nu-i treaba mea să știu de ce. Deși Biblia ne spune răspunsul. Pentru că El se va proslăvi și în judecata noastră și în iertarea noastră. Ce trebuie eu să știu că sunt chemat ca să vestesc Evanghelia care spune că dacă crezi în Iisus Hristos ca singurul mântuitor, vei fi mântuit. Și Dumnezeu, în ciuda faptului că tu nu vrei să crezi, m-a pus pe mine aici ca să-ți spun. Dacă ăsta nu-i har. Și Dumnezeu, în ciuda faptului că acest oraș nu vrea ca să creadă, ne-a pus pe noi aici ca să-l mărturisim. Har. Doar că pentru acea rămășiță e un har și mai mare. Ce pot să zic altceva în concluzie decât să înțelegem care este chemarea noastră ca și copii al lui Dumnezeu care am fost sfințiți prin atingerea Lui. Să înțelegem că chemarea noastră nu este cum și de ce, ci până când. Chemarea noastră este să-L vestim și să-L mărturisim că El și Duhul Sfânt își va face lucrarea sa de a-L glorifica pe Fiul și pe Tatăl cum și când vrea El. Domnul Iisus spune lui Nicodim, vântul suflă încotro vrea. Ce mi-aș dori ca să înțelegem aceste lucruri? Ce mi-aș dori ca să ne întâlnim cu Dumnezeu în așa fel încât să fim și noi transformați ca și Isaia?
Amin. Încât să zicem, vai de mine că sunt un om necurat. Și să fie o transformare reală în viața noastră. Amin.